Nu văd diferența, deranjul îmi vine din ce? Pur și simplu a deranjat ce am văzut. Merge viteza la difuzor. Ai grijă cu magnetul că e top. Băi, mama mea e prea creier pentru... Dar Gabriela nu i-a dat motive să Nu fie mai în zic. jos, că de ce? Era roșu, ca semaforul. Bună, Iulia, bine ai venit! E foarte... Nu, putem să păstrăm subiectul ăsta, că gelozie nu-i numele meu mai mic. Uite că ne vedem. Mamă, chiar este mai brodă tot. Bine, eu, tu chiar ești aibă. De fapt, nu mai mergem la solar, nu mai merg la solar de 2 ani. Miruna primea memeul cu ruță și papițorii ăla le primea cu seninătate. Ce vrem, o să diferiți, frate? Ce anume? Ah, ce s-a întâmplat? Da, Da, știu, 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 Dorina. Eu chiar m-am uitat, acum m-am uitat la cutia de poze, doar că nu văd poze clare. Sunt poze de pe antena pe din cameră și nu suntem gen să stăm aproape așa. Bun venit, orică chat. Bun venit. Mă rog, porcoare, sunteți frumoși, vă potriviți, vă doresc mult noroc. Mulțumim și frumos. Noi. Pe grupul nu faceți raid? Păi dacă suntem aici să prindem pe toată lumea. Bă, dar vezi ce, ce nemulțumit e omul. Am făcut pe Instagram, de ce faci pe Instagram? Am făcut pe TikTok, de ce faci păi pe TikTok? Nu poți facem pe YouTube, de ce facem apropo, pe YouTube? Am postat o rețetă foarte, foarte sănătoasă de pâine, să intrați pe Instagram și pe TikTok să vedeți acolo. O să vă placă. Și am pentru filmat cine astăzi, vrea să urmeze și am filmat sănătos. Astăzi o poză de ceva senzațional, o rețetă, și am filmat cu telefonul invers și nu pot să încarc pe YouTube. Doamne. Mulțumesc, Nu Irina. știm când se difuzează confesiunile. Gabriela, ți-am pus pe Insta o captură cu un sondaj care nu mă face plăcere. O să mă uit. Nu am primit nimic. Nu, și nu e rețetă de tot fines. Da, chiar. Scrieți-mi mie, Gabriela deja are foarte multe mesaje care o treabă, scrieți-mi pe Instagram-ul meu, la mesaje, vă rog, ce clipuri ați vrea să vedeți cu noi pe YouTube. Orice clipuri. Orice. Adică nu neapărat să gătim, dar absolut orice clip. Q&A, am, de astea. Te pup, Larisa. Frigănere fitness. Există. Orice rețetă, oricât ar fi de nesănătoasă, poți să o transform. Înlocuind alimentele. Exact. Gabriel, da, începem și sportul și alimentația sănătoasă. Ui, bine, mă lasă bine. Mihaela, ești cu mine în grup? Adică te-ai înscris în grup? Și anul a fost bună. Ne bucurăm. Foarte bună și sănătoasă. Eu am cadou atunci în ziua aia. Astăzi am... A, dar chiar, cred că am făcut asta niște poze. Cum să-ți pregătești foarte simplu mâncare? Derivor, fa, nu putem să facem chestia asta. O să facem și asta la un moment dat, dar acum nu e momentul. Da, avea acum multă nu. Treabă. Tu cere cozonac fitness. Băi, există și cozonac fitness. Scrieți-mi mie pe contul meu de Instagram și multe. Cine, adică dacă se nimeresc cât mai multe rețete, o să le fac. Mulțumim frumos. Fiți mai activ pe internet. Bam, dacă nici nu suntem activ. Uitați-vă la ziua București, nu o să... București? Nu, la București nu o să fie bine. Știu, 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 o să ne mutăm. Ne mutăm la Sibiu, creștem vaci, porci. Nu! Avem de... Voi cum preparați brocoli? Acum o oră și-am făcut brocoli. Eu pur și simplu îl bag la cuptor. Dacă îl iau congelat, îl bag la cuptor și îl fac așa. Sau dacă îl iau necongelat, îl fierb la abur. Am un aparat care se cu fierbere la abur. Și așa îl prepar foarte simplu. Mie nu-mi place brocoli de deloc. Eu la două. Mie nu-mi place. Mă duc să văd ce mai e pe acolo. Oh, dar cască-mi cu tine. Vă pup și vă îmbrățișez.